De la mijlocul lunii septembrie, circa 70% din locuitorii orașului Cimișlia care sunt serviți de întreprinderea Făclia primesc apă potabilă la robinet după un grafic special, zilnic în intervalul de timp 6-10 dimineața și 16-22 seara. Potrivit furnizorului, măsura este impusă de situația economică precară a întreprinderii. Tariful existent la apă potabilă pentru consumatori de 10 lei pentru un metru cub nu acoperă toate cheltuielile. În ultima scrisoare, domnul primar a scris că el refuză să precaute tarifele la apeduct și canalizare. Tarifele la apeduct și canalizare n-au fost precautate din 2007. În 2007 lumina electrică era 78 de bani, acum 1,58 lei. Leafa minimală era 700 de lei, acum e 1400 de lei. Desigur, cu așa cheltuieli nu pot suporta. Un moment, și costurile trebuie să coincidă cheltuielilor. Furnizorul a cerut de la Consiliul Orașanesc Cimișlia ridicarea prețului până la 16 lei pentru un metru cub de apă potabilă. Consilierii examinează situația, dar nu sunt de acord cu acest nivel de majorare. Ba mai mult, intenționează să rezilieze contractul de cesionare a sistemului de apă și canalizare a orașului cu SRL Făclia. Până la urma urmei, în 2007 a reușit să aprobe un tarif. Anul acesta, reacția este că să nu ne lăsăm duși de prinși în capcana furnizorului, concesionarului Făclia SRL și să mergem în instanța de judecată pentru rezilierea contractului, deoarece livrarea pe grafic contravine contractul de concesiune. Conflictul dintre primărie, Consiliul Orășănesc și cesionar a ajuns la apogeu. Soluționarea lui poate dura mai mult timp, poate luni de zile, dar cei care suferă cel mai mult sunt consumatorii, locuitorii orașului. Это очень неудобно. Когда днем приходишь и надо что-то сделать, без воды очень трудно. И вечером тоже, если позже придешь домой, когда ее выключают. Нельзя ни постирать, ни помыться. Очень неудобно. Am văzut avizul că de la orele 6 până la orele 10, dar la noi la etajul 4 se ridică undeva pe la orele 7 și la 10 de acum se termină și seara tot așa, de la orele 4, dar noi avem undeva de la jumătate la 6 apa până la 10. Asta se înțelege că nu e comod. Eu aș zice așa, mai bine de-am, e vorba că trebuie de plăti cu 2 lei mai scump, mai bine aș plăti de-am cu 2 lei și mai scump, numai să avem apă în continuu, ia că asta e părerea mea. Cu apa asta e chiar tare să ne obișnuiești, pentru că, Socrates, dimineața apă nu-i. Când îi dau drum, dar trebuie să duci la lucru, n-ai cu ce să spili. Seara, tot așa, trebuie să vii la ora 4, până vine apa, până la 10. Și iarnic, sâmbătă, tot așa. Te bolesc la 6 lei, ajut, trăiesc. Sunt în fiecare, au cățioale de ieși, italianski, au boleri și ieși. Mai dai drumul la boleri ăsta, iar tenurile. Am adus două tenuri de am cumpărat, din cauza că la asta. Când dau drumul la timp. Tu când dau drumul, tu aer să din cauza tot. Canalizația se bată iar. Jira și intră cum trup, că înțeleg oameni ca așa. Живу в этом доме, которым сейчас по графику подается вода. Это неплохо, для экономии это неплохо. Но в субботу желательно весь день, потому что для женщин суббота это уборочный день. Mușinii obișnuiți nu очень, dar для женщин это очень надо. Livrarea apei potabile pe grafic complică și activitatea instituțiilor școlare și preșcolare din oraș. Apa care curge pe țevi după conectări și deconectări frecvente conține rugină și prezintă pericol pentru sănătatea copiilor. Veselă trebuie spălat cu apă curgătoare și nu e apă. Și noi trebuie să strângem în căldări în ce avem. Puteți vă uitați în căldare, el lasă foarte mult la fundul căldării. Uneori apă chiar de o strâng pentru o veselă, o duc și o duc la viceu, fiindcă nu pot spăla vesela cu dânsa. Fiindcă apa este ruginită și foarte mult este la fundul murdăriei. Copiii trebuie să spele mâinile și tot nu pot spele mâinile, fiindcă nu e apă. Apa potabilă este necesară pe tot parcursul întregii zile copiilor. De ce socot eu că anume în instituțiile preșcolare, chiar și cele școlare, apa potabilă trebuie să fie sutcă în jur, deoarece
este o problemă chiar și cu bolile care pot să apară în orice moment. Furnizorul de apă potabilă și servicii de canalizare din orașul Cimișlia, SRL Făclia, cesionează sistemul de apeduct și canalizare de la primărie de 13 ani de zile. În această perioadă au fost revăzute tarifele la apă și canalizare de câteva ori. Din anul 2007, tarifele nu au fost modificate. Aprobarea tarifelor locale la serviciile de apă și canalizare țin de competența Consiliului Orășanesc Cimișlia.